Lucrările de reabilitare a școlii din Tărtășești se apropie cu pași repezi de finalizare. Aproximativ 300 de elevi se vor bucura de îmbunătățirile aduse acestei școli. Președintele Consiliului Județean Dâmboviță a făcut o vizită de lucru în localitatea amintită pentru a vedea situația din teren. Lucrările se află în grafic, iar la sfârșitul lunii instituția va fi inaugurată. Iată că ne apropiem de finalul acestui proiect. Sperăm ca până la sfârșitul noiembrie să terminăm acest proiect finanțat pe fonduri europene Prin Programul Operațional Regional Sud-Muntenia. Suntem în ultima fază de execuție. Ca și lucrări, după cum vedeți, au fost executate, zicem noi, la un standard european. Avem ca și dotări la această școală un cabinet de informatică, o sală de sport și grupuri sanitare noi. Lucrările de amenajare a curții exterioare nu sunt un proiect european. Vor să că acum lucrează la un proiect la primărie și primăvară pe bugetul Consiliului Local. Se amenajează gardul, curtea interioară, spațiul verde, alei. Proiectul se realizează din fonduri europene, iar valoarea totală a acestuia se ridică la aproximativ 1 milion de euro. Construirea unei grădinițe noi este următoarea investiție pentru care primarul localității Tărtășești a demarat deja procedurile.